Deci asta e templul lui Vestafă, da? Adică aici făceau aia veste? Tă. Vezi că ești proastă! Ce-am zis? Dar cum să facă veste? Dădeau de veste! Da, auzi alt. Margherita. Da. Și nu băutură. Miroasa, ace, 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 cămașa lui Foiu, care miroasa talentul lui Foiu! Timp de 30 de ani, așa, vestalele astea n-aveau voie să facă sex. Mama, a fost greu, rău de tot postul ăsta să moară, Bibi, nu m-a lăsat nevastă mea să pun deloc gura pe carne. Așa că n-am avut încotro și a trebuit să consum un lapt. În familia Clejanilor lucrurile nu merg deloc bine. Ioniță și Viorica nu se mai înțeleg deloc, așa că au apelat la serviciile terapiei de cuplu. Mamă, mamă, tată, de ce m-a schimbat-o pe mine aici, a? Că nu înțeleg, azi era ziua mea de ITP la silicoane. Întreabă pe măta cu ideile ei crețe cu tot. Ideile ei crețe? Păi nu vezi, mă, Ioniță, mă, că m-a apucat nervia mea că nu mai merge relația noastră. Trebuie să facem și noi impas, să ieșim din impas, că mi-ai mâncat zilele, mi le-ai mâncat. De ce vorbești, mă, așa, mă, Viorico? Pentru că mi-ai mâncat zilele de-aia. Eu ți-am mâncat zilele ție. Tu nu te uiți la tine ce mare ești, tu mi le-ai mâncat pe ale mele. Haide, mă, că 7 kg vă certați. Voi mi-ați mâncat mie zilele. Ha, se pare că am ajuns la fix. Bună ziua. De Clejani. Margherita. Margherita. Și nu băutură. Hai, mă, domn doctor, noroc, Ioniță din Clejani. Noroc. Ridică, mamă! Ce? Ridică, mamă! Viorica! Sărut mâna! Să crești mare! Mulțumesc! Hai să începem! Domnul doctor, nu vă supărați, eu sunt fata lor. Eu trebuie să fiu aici, prezentă? Da, trebuie să fie. Ia loc, te rog. Haideți, domn doctor, hai să începem o dată ca să terminăm. Așa zice și când facem dragoste, domn doctor, așa faci, mă. Mai faceți sex? Excelent! Voi că mai faceți sex? Domn doctor, de ce chiar nu trebuie să stau aici să aud ororile astea? De ce spui așa? Nu este nicio rușine în a face sex. Ce, tu nu faci sex? Hei, bătada... Pot să plec eu de data asta? Haideți, domn doctor, stați așa, mucles, toată lumea, mă, că m-a apucat nervii aia mari! Noi doi suntem la terapie de cuplu, nu ea! Scuze, da, eram doar curios. Bun, păi haideți să începem. Să încercăm să ne aducem aminte cum a fost primul sărut. Gândiți-vă, unde s-a întâmplat? Ce? Mai știi, mă? Cum să nu... Mai știi nimic, mai știi? Cum să nu știu? Știu, eram... Eram în șatră, la Clejani, nu? În șatră, la Clejani, bun, și câți ani aveați? Eu aveam 13 și el era mai mare, avea 18. Bun, o să încercăm acum să refacem scena primului sărut, da? Ce să facem? Să recreăm scena primului sărut. Trebuie să vă gândiți foarte bine la toate detaliile, sunt foarte importante. Cine a început primul, dumneavoastră, dumneaei? Vă rog, porniți. El a început. Eu am început. Să vedem. Mai știi, mă? Mă știu, cum să nu știu? Mai știi nimic. Îmi trebuie oglindă. Oglindă? Hai că dau eu oglindă. Ți-ai grijă, tată, cu ea. Ia uite, mă, că mi-o spart. Da, mă, că ți-am alta. Nu cu atâta duritate. Apărăți, mă, capitala, ce... Bă, Ioniță, că m-ai luat prin surprindere, stai! Ce faci, mă? Da! Doctor, deci eu chiar nu trebuie să văd ororile astea, eu plec de aici! Ce dracu faci, mă, Viorica, mă, ca mușdei? Ce să fac, mă, Ioniță, am scăpat și eu, mă, dau în pila, ce-a făcut sturoi, ce-am făcut, ce-am făcut, ce-am făcut? Uite, păi cum poți să lucrezi în condițiile astea, domn doctor? Domnul Clejani, haideți, trebuie să-l acceptăm unul pe celălalt, da? Haideți mai cu pasiune, mai cu dragoste. Haideți să încercăm să ne aducem aminte cum ați cerut-o în căsătorie. Hai. Mai știi, mă? Cum să nu știu, Viorico?
Visez în fiecare noapte, e coșmarul vieții mele. Da, în fiecare noapte l-aud coșmarul vieții lui. De ce, Doamne, eu? Așa faci, mă? Păi de unde să știu ce fac dacă dorm Viorico? Hai, mă, Bucles, mă, hai, domn doctor, spuneți mai bine ce facem. Bun, Ionită, o ceri în căsătorie. Exact ca atunci, fiecare detaliu, porniți. Hai, mă, să te văd. Ir... Eu jucam niznaio. Și era cu mâna așa. Viorico, sunteți sigur că așa țineți piciorul, da? Da, mă, da, așa. Da, că ținte crocodilul spre mireasă. Băi, și nebun. Eu piciorul meu. Viorico, da, stai, mă, că nu dădeam din mână. Viorico, dacă nu te măriți cu mine, mă însor cu alta. Ai 10 minute pe ceas să zici da. Asta e. Domnul doctor, de ce chiar nu trebuie să văd ororile astea? Nu să văd așa imagini cu părinții mei. Trebuie să vezi ororile astea. Bușie, ce faci nu aici? Eu, ce ți-am spus eu ție? Eu te mai luat și ochelarii, nu ți-e rușine, mă? Ce faci, te joci de psihoterapia aici, nu? Psihoterapia. Ia pastilele astea și... Hai, du-te. Haideți, vă rog, să începem, haideți. Ioniță, hai mă acasă să încingem sexodromul, mă, hai! Hai că vă ține cocoșat! Haideți, domnișoară, că mai așteaptă și alți pacienți. Scrisul lui, ia uite ce mi-a făcut aici, mi-a făcut-o... Domnul doctor, aveți idee unde pot să găsesc pe domnul? Da, domnișoară, spitalul nou, secția melancolici, întrebați de bujie. Ce buzie are margherita lui. E bine de dat, fetele se mișcă. Bine de dat, e bine de dat, fetele se mișcă. Bine de dat, că e bine, 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 bine de dat. Bine, 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 bine de dat. Bine, 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 bine de dat. Asit rapă-te pe teapă-te, te rapă-te pe. Ciao! Aoleo, Pamela, iar ne aduci să vedem pietre. Nu sunt pietre, fă. Da, știm că nu ești pietre. E forumul roman, da? Forumul roman, mare forumul roman. Că dacă vreau acasă să steam pe internet și intram pe câte forumuri vreau eu. Am mai dat și 12 euro intrarea. Auzi, Tonciu, dar la tine cât e intrarea? Că știm cu toții că ieșirea e pe gratis. Hai, fă, lasă, nu vă mai certați, că o să vă arăt ceva frumos. Un pariu că o să vă plac. Da? Dar ce ești tu așa de misterioasă acum? Aoleu, asta se crede ghidă de acum. Da, se crede ghizdă. Eu știu ce cred? Că habar n-ai unde sunteți și când ai rătăcit. Dar nu puteți să ne rătăcim, că suntem cu cârma după noi, ne luăm după nasul tău. Te rog frumos să ai grijă ce vorbești. Da, am glumit. Ce ai? Nu faci tu glume de-astea cu mine, da? Ba, fac ce glume vreau. Gata, terminați-vă, că se uită lumea la noi. Dar nu mă interesează atâta timp. Te rog frumos, pentru că am și o carieră. Hai, te credem, fă. Între pietre pe aici, normal că ai o carieră. O carieră de piatră. Până acum, evident că conflictul principal e cu sânzii, dar acum a început să mă enerveze și Pamela. Cu cartea ei și că face ea pe ghida pe aici. Adică să nu-mi spună ea mie că eu am o carieră și cunosc Roma în detaliu. Și mai ales în gro. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci chiar nu m-am enervat, dar am luat foc rău de tot. Deci, bunenii, eu m-am săturat de impresiile lui Tonciu. Ce să spun atâtea figuri? Ce-și luau la tocat mărunt, știi ce zic? Dar mie să nu mă ridice ăștia pentru cruzime față de animale. Uitați, fă. Gata, am ajuns. Ce? Ce? Nu înțeleg, care-i marea chestie de netârâ până aici? Deci asta e templul Vesta, fă, da? Adică aici făceau aia veste? Tă. Vezi că ești proastă? Ce-am zis? Dar cum să facă veste? Dar ce făceau? Dădeau de veste. Da, auzat. Era un fel de televiziune de-aia de știri de-ale lor. A, ca la Capatos. Ia zi, Simo, ce scrie mai departe acolo? Scrie că sunteți proaste amândouă. Serios?
Asta, deci... Hai că nu ce bun a fost asta, Pamela. Deci astea erau niște femei care se numeau vestale, da? Și păzeau flacăra sacră, înțelegi? Adică erau un fel de pompieri. Pompierițe! Iartă-mă, pompierițe! Deci păzeau flacăra sacră, da. Și trebuia să fac asta timp de 30 de ani. Foarte frumos! Și acum vedeți bine urechile. Urechile cui? Înțelegi. Am glumit, gata, zi. Timp de 30 de ani, așa? Vestalele astea n-aveau voie să facă sex. Nu scrie acolo așa ceva. Uite-te. Nu, că hai, știi uite-te, că nu... Uite-te, că dacă nu crezi. Nu, ți-am zis că mă ia cu... Dar cum adică să nu faci sex 30 de ani? Uite așa, să mor dacă te mint. Uite, mamă, că ai văzut că 30 de ani n-avea voie să facă sex, că dacă le prindea le omorafă. Mamă, Simo, pe bune? Ei. Săracele de ele. Doamne, dar cât... cât de tâmpite să fii, cât de proaste să fii, să stai ne... timp de... 30 de ani! Da, chiar, ce proaste erau! Eu nu știu dacă erau proaste, dar aici zice că erau cineva în oraș și că primeau cadouri de la oameni, da? Da, eu știam deci... că primești cadouri de la oameni dacă nu ești virgină. De mai multe ori pe noapte. Deci nu înțeleg de ce m-a adus Pamela aici la templu virginelor necunoscute. Nu știu, adică ce-am înțeles eu că era un fel de... bordel, așa, pe invers, dar... Mamă, erau perverși rău romani ăștia. Mi-au trecut toți fiorii acum. Totuși, cred că mi-ar fi plăcut să fiu virgin așa 30 de ani, că eu sunt mai leneșa de felul meu, nu prea-mi place să muncesc și e bine să iei bani, să fii plătită, chiar dacă nu muncești. Deși ei sau ele ce erau astea, primeau pensie și asta la noi nu e cazul. Deci, cred că erau mult mai civilizați romanii ăștia decât noi. Nu știu, dar să cam exagerează cu chestia asta cu virginitatea, înțelegi? Adică, bă, nene, mi-am pierdut și eu virginitatea de multe ori la viața mea, dar am găsit-o tot mereu. Băi, ăsta, ăla e iarcul ăla care e la noi lângă Herăstrău și ăștia l-au copiat și l-au adus aici, fiera la dracu. Iarcul lui Titus F. Arcul lui Titus. N-arcul lui Marcu, unde e? Extraordinar, lângă curie, fă. Nu e. Nici la mine. Deci... Păi, bă, nu mă mai enerva. Deci exact unde când... Unde deci, trăgea Marcu cu arcu. Deci, chiar mă enervez, dar nu fi tâmpită, chiar mă enervez. Deci curie e locul unde s-a adunat senatul. Uite că e aici, da? Adică toți aia lor, senatoria lor era de ăștia pe invers? Aoleu, lăsați-mă că, și cu cartea ta, Pamela, că ne faci să ne... pe tine de râs și n-am văzut niciun veceu prin zonă. Hai să facem și noi o poză cu monumentul ăsta, arcul de ce-o fi el, și să avem o amintire și gata. Bine, hai să facem o poză de grup. Da, sau hai să facem altceva de grup. Signore! Por favor, una poza con os free beater. Hai, apeși, puși, măi, here, there. You are muy bello. Yes. Ia, dă să văd. Mersi. Hai că... ce mișto a ieșit, uite-te da, și tu. Este bine, fă, da. Ia, uite-te ca lumea să vezi cum să iese în poză. Știi ce titlu-i dau? Da. Tonciu între ruine. Ei. Hai, fă, că suntem bine, adică ce are, nu? Da, dar are un pic dreptate că, mă rog, dar măcar noi nu suntem găleată. Nu știu de ce a zis Tonciu despre mine că sunt o ruină, pentru că ea este o ruină și mai mare decât mine, da? Și o știe foarte bine. Adică când am fost atunci la Antipa, au vrut să o bage acolo cu dinozaurii sau scheletele alea sau ce erau acolo, că avea o vitrină liberă numai pentru ea. Și venea tot să se uite la Tonciu ca la circ. Asta. Deci mi-a plăcut mult de tot ce fețe au făcut fetele. Pare că zici că le-am zis că sunt însărcinate. Nu a fost rea gluma lui Tonciu, dar mie nu mi-a plăcut deloc. Cred că pe asta a păcărit-o cineva, că e tare pe umor. Deci noroc că n-a trebuit să ne pozeze din profil, că altfel făcea două poze, una cu noi și una cu bârna lui Tonciu. Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit. În această seară, un artist în vogă, domnul Juve, Mr. Juve, cu nebunia lui Juvel. Alături de mine, domnul Ion Caramitru. Maestre, vă rog. Maestre. Și o piesă adevărată care este la valoare. Pentru voi am pregătit ceva și sună cam așa. Nebunia lui Juvel, Bucutu. Hai toată lumea în picioare, racata. Că e nebunie mare. Doamne miluiește, Bucutu, racatabu. Și dacă te simți bine,
Hai, vino lângă mine, fă și tu la fel, că asta e nebunia lui Juvel. Bucu tu, racatabu. Hai că vin, 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 cu o sticlă de vin. Hai că vin, 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 să vă răcoresc puțin. Stați că vin, 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 cu o sticlă de vin. Hai că vin, 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 să vă leșin. Dă tare în difuzoare, ca fetele astea parcă nu mai au răbdare. Dă tare, dai cât vrei, dă muzica tare cum le place la femei. Fetele cu mini sus pe masă și pe jos, bikini, bikini, să se vadă mai frumos. Mini, 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 hai toate fetele, bikini, bikini, aoleu, mamă. Și dacă te simți bine, hai, vino lângă mine. Fă și tu la fel, că asta e nebunia lui Juvel. Bucu tu, raca, tabu. Extraordinar. Nimic nu e tabu între noi. Între noi nimic nu e tabu, mai este frumos. Hei, hei. Suntem noi, Patricio și Elena. Sunt cel mai mare fan al lui Foico. Eva! Foico, te iubim! Nu pot să cred. Foico, poți oricând să vii să-mi împodobești bradul. Foico, poartă-te cu mine ca și cum aș fi Irina Loki. Foico, stăm acasă la Foico. Pentru că Foico ne-a invitat. Nu l-a invitat, am stat în geam. Ne-a invitat să-i spargem în geam. Mamă, 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 nu pot să cred. Ce? Ce-i ce ce Foico! Mamă! Mamă, miroase! Miroase rău, talent! Patricia! Patricia! Ia uite, pluci! Pluci lui Foico! Nu cred! Miroase! Ce? Cămașa lui Foico care miroase talentul lui Foico! Nu pot să cred! Chiloții lui Fuego! Ăștia sunt chiloții lui Fuego! Care se împrinde talentul lui Fuego! Cine e ăsta? Cum la chiloții lui Fuego? Eu sunt cel mai mare fan al lui Fuego și nu am văzut primele chiloții! Ba nu, eu sunt cel mai mare fan al lui Fuego și am văzut primul chiloții, da? Dacă dai drumul la chiloți, îți dau hârtia igienică lui Horia Brenciu. Hârtia igienică lui Horia Brenciu? Eu am acasă hârtia igienică cu autograful lui Horia Brenciu. Nebune? Da, hârtia igienică folosită lui Horia Brenciu. Mamă, ce scărțar Horia Brenciu! Da. Nu, n-am vrut să le dea hârtia igienică folosită. Mie mi-a dat-o. Dacă îmi dați mie chiloții lui Fuego, o să vă dau o fotografie în care Gabriel Cotabiță nu este transpirat. Nu e transpirat, e uscat. Mamă, Patricia, de când vreau să văd așa ceva? Dă drumul la chiloți, Patri! Dă drumul la chiloți! Patri, dă drumul la chiloți! Dă drumul la chiloți, Patri! Chiloți! Ce proaste sunteți! Nu există nicio fotografie în care Gabriel Cotabiță să nu fie transpirat. Mamă, împăratul! Ce se întâmplă aici? Nenorocitul ăsta a vrut să ne dea o poză cu Cotabiță netranspirat, că a zis că există dacă îi dăm chiloții. Dă-i. Da, și ne-a cam tras apă. Poză cu Gabriel Cotabiță netranspirat? Da. De ce nu a spus așa Paul Surgiu? Cine e Paul Surgiu? Paul Surgiu sunt eu, Fuego. Să am poză cu Gabriel Cotabiță netranspirat. Ia-mi chiloții, ia-mi chiloții, ia-i și pe ăștia. Te-ai atalentat chiar acum. Noroc a trecut postul Paștelui. Mamă, a fost greu, rău de tot postul ăsta să moară. Bibi nu m-a lăsat nevastă mea să pun deloc gura pe carne. Așa că n-am avut încotro și a trebuit să consum un lapt. Gata, mă, ca să zice, acum a trecut postul Paștelui, intre sezonul de nunți. Să te ții bairame, tat. Că dacă ai vorba de bairame, românul știe să petreacă, nu glum. În ceea ce privește obiceiurile de nuntă, mânene, cu siguranță ale românilor sunt cele mai originale.
Obiceiul ăsta adunut o mâncație se numește tomberon. Și fraierul ăsta trebuie să poarte costum, singurul pe care l-are de altfel. Da, mă, mai bine să lăsăm papagalii noștri și să râdem de ai lor. Care balta pește? Mai ales balene! Ia o dămânere, fraiere! O adevărut că fraierul ăsta n-a avut și el un tovarăș care să spună că dacă te însori cu un cetaceu, ai hernia asigurat. Din punctul ăsta de vedere, animalele au fost întotdeauna mai sincere și mai directe decât oamenii. Clar și la obiect mâncați! Mă, pe mirea sa ta! Apropo de hernie! Bă, nene, se pare că ăștia din străinătate sunt mai obișnuiți, pentru că la unul dintre obiceiurile cele mai răspândite e căratul mirese. Sau invers! Tată, mai țineți minte poezia aia cu a început de ieri să cadă? Zmoară, Bibi, să te motiv rău, capitaliștii ăștia! Una, două, cad în bot! Oricum e mai bine să cadă ei decât să le cadă lor ceva. Oh, shoot. Au un sfat, e un loc cu tău și avea grijă, se pare că lui ăsta nu-i stau bine pantalonii pe el. Oh, shoot. În încheiere pentru fraierii care au de gând să-și bage gâtul în juc, Serghei le urează casă de piatră. Sau de beton armat pentru fraierii care stau la bloc. Te pup, John. În ce an zici că ai terminat liceu? În 1514. Dumnezeu, ce mai curat! Ce stau? Mariana Dolofana? Exact! Exact, exact! Ce faci, doamne, ești nebună? Ai intrat pe contrasens, o să ne omori! Hei, am intrat pe contrasens, n-am intrat pe contrasens! În contrasensul a intrat pe sensul meu! Sfântă zi de sărbătoare! Vreau să știu adevărul! Ce să mai fac? Mai tai niște capete, mai răpesc niște femei, mai pornesc un război, sultănesc. Viorico! Da? Era cu mâna așa. Viorico! Dacă nu făceam din mână... Viorico! Dacă... Viorico! Da? Dacă nu dădeam din mână. Viorico! 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 Da! Sunteți siguri că așa stăteați cu piciorul? Așa, dar nu dădeam... Viorico! Viorico! Da, te întinde crocodilul ăla! Viorico! Sunteți siguri că așa stăteați cu piciorul, da? Da, te întinde crocodilul ăla! Da! Viorico! Sunteți siguri că așa stăteați cu piciorul, da? Tată, aținte crocodilul în colo! Da, băi, e bun că e piciorul meu! Scuze, era doar un pantof.